Salutare! Astăzi am să vă prezint cartea Poveste de Crăciun. În ea este vorba despre un bătrân pe nume Scrooge, care era putre de bogat și morocănos, dar ura Crăciunul și era indiferent față de cei din jurul lui. Așa că nimeni nu... toată lumea se ferea de el. Nimeni nu îl întreba cum se simte și alte lucruri. Iar Scrooge locuia singur într-o clădire în care nu mai locuia nimeni. Și la un moment dat, când se întorcea de la muncă, că el avea și o companie pe nume Marley și Scrooge, parcă așa se numea. Și într-o zi, când era mai obosit, venise obosit de la lucru, observă că clanța de la clădire avea ceva ciudat. Nu era ruginită și alte lucruri, era mai degrabă strălucitoare și avea fața fix prietenului său, Marley, care a murit acum 7 ani. El nu prea a fost în continuare nepăsător și a intrat în casă. A urcat treptele, dar totuși uitându-se să vadă dacă mai vede chipul lui Marley. Dar nu mai era. Clanța era ruginită acum. A urcat și a intrat în camera lui. Acolo s-a uitat din nou la clanță, dar nu era aceeași clanță, nimica neobișnuit la ea. Dar totuși a încuiat de 2 ori ca să fie sigur. Chestie mai neobișnuită pentru el, mai ales că locuia singur. Și na. Și casa lui era la fel de mohorâtă ca și el. Deja era pregătit niște terci, așa că a mâncat și s-a gândit la chestia aia ciudată ce i s-a întâmplat. După ce a terminat, și-a luat halatul de stat prin casă și papucii și s-a pus pe un scaun. Și dintr-o dată a auzit cum o ușă, ușa de la pivniță se deschide așa, se trântește. Și aude că ceva, ca și cum cineva ar trage după el o grămadă de cărămide, lanțuri cu cărămide, urca treptele. Lui Scrooge, se gândea că oare ce-o fi? Și apoi s-a gândit că a încuiat de 2 ori. Și dintr-o dată a văzut că camera se luminează și dintr-o dată prin ușă apare fix Jacob Marley. Numai că într-o stare fantomatică. Și chiar el scosese acele sunete pentru că și Scrooge a observat că era legat cu lanțuri și căra cărămide după el. Cărămizi. Lui Scrooge s-a făcut frică la vederea lui Jacob Marley și a încercat să se calmeze puțin și a început să vorbească cu el, cu fantoma, și afla lucruri destul de ciudate, așa. Deși și Scrooge se întreba dacă fantomele pot să se așeze jos. Și fantomele chiar puteau să stea jos, de exemplu pe scaun, că l-a invitat Scrooge să stea lângă el pe scaun, ca să poată discuta. Și au discutat multe, mai ales ceva foarte important, ce a zis fantoma lui Scrooge, că
Că Scrooge era curios că de ce este legat cu lanțuri. Și atunci fantoma i-a zis că era legată cu lanțuri, deoarece el, toată viața, el cu Scrooge s-a ocupat de bogăție. Numai că nu și-a îndeplinit adevăratul scop pe pământ, adică bunătatea. Nu s-au întors înspre sărat să-i ajute și la ei le-a păsat doar de bani. Și de asta mulți alți oameni sunt legați cu lanțul când sunt fantome. Ca un fel de pedeapsă. Și misiunea lor este să îi avertizeze pe cei care fac aceeași greșeală ca și ei. Și așa că Marley l-a vizitat pe Scrooge ca să îl ajute să nu mai fie așa rău. Și i-a spus lui Scrooge că va fi vizitat de trei fantome. Fantoma Crăciunului trecut, fantoma Crăciunului de acum și fantoma Crăciunului viitor. După aceea, n-a mai stat prea mult, doar i-a arătat fereastra. Și la fereastră, o grămadă de fantome zburau pe acolo, prin ceața aia deasă, că era o zi de iarnă în apropierea Crăciunului. Zburau prin ceața aia deasă și a văzut, Scrooge a observat că toate erau legate cu lanțuri, fix cum îi spusese fantoma lui Jacob Marley. Și unele dintre fantome chiar erau cunoștințe, își amintea acele persoane. După aceea, fantoma cumva a început și ea să zboare și până la urmă toate fantomele au dispărut. S-au dus departe și au continuat misiunea. Și atunci Scrooge s-a uitat inclusiv la ușă și a văzut că ușa era neatinsă, era tot așa încuiată cum a lăsat-o. Și a stat pe gânduri, a crezut că ori era el nebun, ori nu știu. Chiar așa cum s-a adeverit, noaptea foarte târziu, din nou camera s-a luminat și a apărut o fantomă care avea un chip tânăr, numai că părul îi era foarte încălcit, ca de bătrân. Și ținea în mână o tichie strălucitoare. Și aceea era fantoma Crăciunului trecut, care l-a purtat în copilăria lui Scrooge, cum ar veni. I-a arătat lui Scrooge locul unde lucrase el când era mai mic, când încă nu avea așa mulți bani, când era adolescent. I-a arătat cum se bucurau și alți copii și el împreună cu încă un coleg de-a lui. Cum se bucurau ei, mai ales în perioada Crăciunului și cum au văzut că șeful lor a dat un banchet și a fost plin de veselie și a fost purtat și, deci, Scrooge știa întreg satul, așa, pentru că el locuise acolo. Și l-a mai purtat la un eveniment în care era o fată care plângea și era și Scrooge, dar de data asta deja se vedea că începuse să fie zgârcit. Și fata i-a spus că se vede că l-a prins chestia asta cu zgârcenia și că se gândește acum numai la bani, nu se mai gândește la lucrul cel mai important. Și
I-a spus că, de fapt, banii nu contează așa de mult. Ci mai mult, na, prietenia sau, cum a zis, familia. Și fata i-a mai spus că poate ar trebui să înceteze. Adică să se despartă. Și Scrooge știa că... Na. Și i-a mai zis, parcă, că era mai, mai bine când el nu se schimbase. Și i-a mai zis că dacă acum l-ar mai căuta fata și el ar fi, și el ar constata că a greșit, oare ar mai căuta-o din nou pe fata aia? Sau ar rămâne la fel cum era acum? Adică rău. Și l-a mai purtat în timp, fantoma l-a mai purtat în timp și era o cameră. Era o grămadă de copii în cameră și era aceeași fată. Numai că acum era mamă. Și l-a văzut și pe, când s-a întors, soțul ei l-a văzut și pe soțul ei, dar nu îl cunoștea. Și a văzut că, în ciuda faptului că copiii făceau foarte multă gălăgie, ba plângeau, ba se jucau, era, toată lumea era fericită. Și la un moment dat, în casă, în camera respectivă, a intrat un om care ținea în mână o grămadă de cadouri. Și atunci copiii, cum l-au văzut, s-au pus, l-au blocat, l-au tras de pantalon, s-au urcat pe el, toți foarte fericiți. Și au desfăcut cadourile. Și toată lumea se juca cu jucării. Na, era o atmosferă frumoasă. Și l-a mai dus și în, undeva într-o altă casă, într-o cameră, care era tot așa veche, dar în ea era chiar Scrooge, care citea. Și Scrooge, în momentul ăla, când se privea pe el din trecut, își amintea ce citea. Și era așa bucuros. Dar, până la urmă, a venit timpul ca fantoma să plece. Așa că Scrooge a luat tichia și a îndesat-o pe cap și a dispărut fantoma. După aceea, nu după mult timp, a apărut din nou o altă fantomă. Era fantoma Crăciunului de acum, care avea așa un chip blând, însemna că era bun. Și era destul de mare, era gigant. Și era într-o, nu știu, patiserie sau ce era, că era plin de mâncare acolo. Și fantoma Crăciunului de acum i-a arătat cum oamenii se duceau la biserică și se distrau și l-a mai purtat și într-un loc, l-a purtat în casa... În casa nepotului său, care nu de mult îi spusese Crăciun fericit, a îndrăznit să-i spună Crăciun fericit și Scrooge l-a fugărit de pe acolo. Și l-a purtat acolo, la casa nepotului său, și acolo era o petrecere foarte frumoasă de Crăciun. Toată lumea se juca tot felul de jocuri. Și Scrooge a intrat cumva și el în atmosferă, adică și el juca jocurile ce se jucau și ceilalți, numai că ceilalți nu îl puteau vedea. Nu știau că Scrooge era acolo cu ei. Și lui Scrooge îi părea rău că nu mai putea sta încă puțin, pentru că deja venea timpul ghicitorilor. Și Scrooge se pricepea la ghicitori.
Dar fantoma i-a zis că timpul aproape se sfârșește. Și i-a mai arătat câteva locuințe și după aceea a dispărut. Iar apoi, nu după mult timp, a apărut o fantomă foarte ciudată. Avea așa un aspect, purta o pelerină neagră și nu-i se vedea fața. Doar mâinile fantomatice. Și fantoma aia nu vorbea cu el, doar îi făcea tot felul de semne cu mâna, îi arăta cu degetul unde să se uită. Uite, unde să se uite. Iar fantoma Crăciunului din viitor, că asta era fantoma Crăciunului din viitor, l-a purtat pe o străduță și erau niște oameni de afaceri pe care Scrooge îi cunoștea și discutau, nu știu ce, legat de un om ce murise, care era foarte bogat și Scrooge se întreba cine-i o fi, dar se gândea că la ora aia trebuia să fie și el pe acolo, pe afară. Sau undeva, acolo, la fabrica lui. Sau nu era chiar o fabrică. Numai că nu se regăsea pe el. Și se cam miră de acest fapt. Și după aceea oamenii ăia s-au despărțit, n-au zis prea multe lucruri. După aceea fantoma l-a dus într-o casă în care, într-un sat foarte afectat de sărăcie, plin de hoți, cu case dărăpânate. Și l-a dus într-o cameră în care s-au adunat mai mulți hoți și au început să discute. Toți și-au adus prada și-au arătat fiecare ce-au luat. Și s-au dus la un om care să calculeze cât ar fi trebuit să primească dacă vindeau. Și au strâns lucruri destul de frumușele acolo și au primit destul de mulți bani de la acel om, dar se cunoșteau acei hoți. Și au început din nou să discute despre un om tot așa bogat care murise și alte lucruri și ziceau că i-a umblat prin cameră și i-a furat lucrurile de pe acolo. Dar Scrooge din nou se gândea despre cine o fi fost. Încă nu își dăduse seama că era despre el. Și după ce au mai discutat aia, același subiect, tot așa despre omul care murise de o boală sau ceva, da, de o boală cred că murise, după aceea fantoma Crăciunului viitor îl mai din viitor. Fantoma Crăciunului viitor îl duse într-un cimitir. Și Scrooge deja începuse să-și dea seama, dar nu era chiar sigur. Și atunci fantoma i-a arătat să se uite într-o direcție. Și el s-a dus cu teamă și era un mormânt pe care scria fix numele său. Și atunci el i-a zis fantomei că gata să se oprească, că a înțeles și că va fi bun și nu va mai fi nepăsător față de ceilalți și astea. Și până la urmă și această fantomă dispăru. Apoi Scrooge se gândise la ce se întâmplase și deschise fereastra și văzuse că ceața se risipise. Apoi, văzând un copil, i-a zis să se ducă la magazinul cu cărnuri și să ia cea mai frumoasă găină sau cel mai frumos curcan, nu știu. Și să-l trimită la adresa i-a dat o adresă la care s-o trimită și a zis că va plăti el. Și copilul s-a dus, a luat tot,
l-a adus lui, a trimis acolo unde trebuia și l-a plătit. Scrooge, bine, l-a plătit și pe băiat, că așa îi promisese. După aceea a început să fie foarte bucuros. A văzut și doi gentlemen care mai de mult veniseră la ei, cerându-i să îi ajute, că strângeau bani pentru oamenii săraci. Și atunci i-a spus ceva la ureche, la unul dintre gentlemen, probabil o sumă mare, și pentru că a fost șocat când a auzit acel gentleman, și Scrooge l-a mai invitat ca din când în când să mai vină pe la el, să mai stea de vorbă. După aceea s-a dus repede la casa unde la casa nepotului său. Și vai ce s-au speriat ăia de pe acolo când l-au văzut, că nu se așteptau că Scrooge îi respinsese. Și na, s-au speriat. Și le-a zis că vrea, dacă îl primesc, să vrea și el să sărbătorească cu ei. Și cam de atunci Scrooge n-a mai fost rău și a păsat de cei din jurul său și a sărbătorit Crăciunul. N-a mai fost nepăsător de nici de Crăciun. Și așa s-a schimbat Scrooge. Aceasta a fost cartea. Pa, pa!